3-1 conduc faimoșii după ce au condus războinicii cu 1-0. Avem cursă masculină la start. Se află Ion Surdu la faimoși și Mihai Berar la războinici. Succes, atenție! 3, 2, 1... Se anunță din nou un duel de 5 stele între cei doi atleți hexatlon. Se mișcă fabulos pe trasee, atât Ion cât și Mihai. Să vedem ieșirea din bazin, egalitate între cei doi. Foarte bună trecerea pe sub. Nu s-a ridicat poarta decât târziu la Mihai. S-a ridicat foarte târziu poarta. Mică problemă pe traseu pentru Mihai, speculată imediat de Ion Surdu. A pierdut acolo 2 secunde, cred că, Mihai Berar. Iese Ion Surdu și va începe să arunce. Să vedem, cade un element roșu, al doilea, ratează. Să vedem cum va arunca și Mihai. Nu, nu reușește, acum aruncă, nu pare să-și regleze tirul. Să vedem, are o aruncare prea moale, nu înțeleg. Să vedem. Avem așadar 4 coloane roșii, 4 coloane albastre, 3 coloane albastre, mai are un stick în mână, ratează Mihai. 3 coloane albastre, 3 coloane roșii, se mută puțin în lateral Ion Surdu, încercând să mai doboare și mai reușește. Presiune uriașă pe Mihai în acest moment. Dă prea lung Mihai, puțin în lateral, din nou în lateral dreapta Mihai Berar. E foarte greu de aruncat așa la ultima coloană. Termină însă Ion Surdu și scorul devine 4-1 în favoarea faimoșilor în jocul de protecție. M-am mai fost racheta. El trece la moneta asta de aici, ce a făcut la moneta aia de acolo, pe tot pământ. Bine, n-a fost. La apă l-am pierdut. E bine, bine, țară. Acolo nu s-a învățat. Nu trebuie să stai. Ai văzut o parte asta să trage mai greu și la mine parcă. Ce ți-a zis, Ivan? L-a tras bine. Tu l-ai tras bine. Te tras până la jumătate. În schimb, eu când trag. Să fie mișcarea mâinii. S-ar putea să meargă aia cu două mâini. Pentru că nu s-a mai duce bățul. Băi, ia fiți atenți, mă. Cred că tot așa e mișcarea, tot de sus. Te duci. Nu stau tot. Și când să te duci jos. Ok. Când să lași. Ok. Când ajunge în clavă. La negru. O lași că scrie și să lovește, singur. Scorul momentului 4-1 în favoarea faimoșilor. După un punct reușit de Alex Stoica, a urmat 4 puncte consecutive trecute în dreptul echipei roșii. Avem o cursă a fetelor acum. La start se află Cristina Constantinescu. Pentru faimoși, adversară este războinica Nicoleta Luncă. Succes, fetelor! 3, 2, 1... Au mare nevoie de acest punct războinicii și pentru moral, dar și în economia jocului. Un 5-1 poate turna plugul în picioare, o expresie veche a comentatorilor de dinainte de 1989. O mică eroare acolo pentru Nicoleta, dar iese cu bine Nicoleta până la urmă și are un mic avans față de Kiki. Trebuie să tragă până la capăt Nicoleta. Uitase de manetă, trage cu putere de manetă. Se ridică mai rapid poarta Cristinei, care a profitat de acea eroare a Nicoletei Luncă. Ieșirea din bazin, urmează zona de echilibristică. Cele două clopote pășesc cu grijă, nu riscă nimic cele două fete. Spuneam un punct important. Una e ca scorul să devină 4-2, alta e să fie 5-1 pentru faimoși. Presiune mare pe ambele fete care ajung acum în final. Să vedem, începe Nicoleta ca la handbal, nu e rău. Iată 3 coloane, 4 doborâte de Cristina. Continuă Nicoleta,
singura care aruncă ea. Cara handbal, două coloane albastre, o coloană roșie. Să vedem, e punct pentru Faimoș. Punct reușit de Cristina Constantinescu, foarte exactă, foarte concentrată în final. Ghinion pentru Nico, două ratări au costat-o punctul. 5-1 în favoarea Faimoșilor în al șaselea joc de protecție. Mai avem o chestie care tot una sau două. Avem și runda a doua. Ai perfectă traseu. Aruncarea e bună, o ții pe asta dacă te simți bine, da? Stai niște. Că arunca și ea bine, n-ai ce să faci. Nu poți zici că a avut multe ratări și ți-a dat șansă. Bă, 56, vezi că e bine. Perfect, 56, nu mai arăt după ele. Perfect. Nu vreau să alerg după ele, frate. Sunt și ei, mi-a rămas să se mă. Când azi? Știam că dau pe asta. Nu știu cum, pentru că ea avea plin și că tu ai dat. Și la un moment dat o văd că rămas într-unul. Nu știu cum a dat. Contează. Dacă ieșea mai repede pe traseu ca ea, luam. Ai ieșit la o secundă distanță, n-a fost problemă. O secundă, ai văzut, da, o secundă. Da, o secundă, ai și ratat două. Da. Înțelegi? Ultimul meci al primei runde, 5-1, conduc Faimoșii. La start se află în acest moment Mario Freci, short roșu, și Cosmin Marin, short albastru. Succes! 3, 2, 1... Întorc în același timp podul, trecerea pe sub obstacol. Intră primul Mario Freci, care se află aici din prima zi la Exatlon România. Ultimul sosit, reprezentantul jandarmeriei române. E vorba de tânărul Cosmin Marin. Doi atleți Exatlon tineri la început de drum. O mică eroare pentru Mario Freci acolo. Ajung la manetă. Urcă primul Cosmin. Câte două trepte a urcat Mario Freci încercând să recupereze acea eroare de la stea pentru Mario Freci. A pățit același lucru și Nicoleta Luncă. Are o contractură musculară Mario Freci, însă joacă pentru echipa sa la Faimoș pe bancă din cauza unei accidentări. Costin Gheorghe nu se află pe bancă, tot accidentată la Războinicii din Apostolea. Și să vedem finalul. Începe Mario Freci, ratează, cam aruncă folosind două brațe Cosmin. Continuă Mario, mai doboară o coloană, controlează bine aruncarea, schimbă Cosmin Marin. Dar nu cred că aceasta este genul de aruncare. Eventual, dacă ar vrea să arunce, ar trebui să o facă de la șold. Ca mexicanul Patricio, dacă vă mai amintiți. Dă foarte bine Mario Freci. Mai cade o coloană. Mai are una singură Mario Freci. Continuă Cosmin. Continuă și Mario Freci. Să vedem, e punctul lui Mario Freci. 6-1. Final cu probleme pentru Cosmin Marin. Da, hai să-l despacem. Unde să-și circule sângele? Bă, lasă-mi uite că l-a strâns. Nu, că l-a strâns ca să nu putea să intre. Și a făcut treaba, a luat punctul. Gata, mă, da. Stai, aveți o rotare. Bravo, Mario. Mamă, ce m-a înțepat de traseu. Bravo, mamă, ce m-a înțepat. Ce a fost super strâns. Are picioarul ăla. Aha, hai. Bravo, Mario. Da, am văzut că s-a mișcat. Nu, și tu certai, și tu. Ce vrei să-i zic? Mai ușor? Ia, până mână. Ce vrei să-i mai ușor? Hai, lasă. Haide, bă, câștigați meciul ăsta! Bravo, Mario! Bravo, bă. Încearcă, zic și ție, cum i-am zis lui Nico. Dă-i trei așa.
Eu am dat numai una. Da, dă-i trei. Meci al rundei a doua, conduc faimoșii cu 6-1, se află la start pentru a doua oară Andrei Boțoacă, pentru prima oară Cristian Dumitrache. Succes! 3, 2, 1! Drag foarte bine de inel! Au evoluat din punct de vedere al tehnicii. Simultan coboară centrul de greutate pe sub obstacol și se sincronizează cu brațul care trage inelul. Foarte bine a ieșit din bazin Andrei Boțoacă. Lângă el se află Ion Surdu. Cristi Dumitrache ajunge și el la manetă. Primul topogan care cade este al lui Andrei Boțoacă. Urcă și Cristi Dumitrache. Cristi Dumitrache, vă spuneam, astăzi pentru prima oară pe traseu. Andrei Boțoacă se află pentru a doua oară, reușind să aducă punct în prima rundă pentru echipa sa, învingându-l pe Gabriel Nedelcu. Plasa iese primul, Andrei Boțoacă. Să vedem dacă va reuși Cristi Dumitrache să dea semnalul unei reveniri pentru războinici. Până acum aruncă foarte bine Giubi. Sunt deja, iată, două coloane și la Cristi Dumitrache, 4 albastre în picioare, 3 și 3 roșii. Să vedem, Giubi aruncă, mai cade o coloană. Încă o dată Giubi, prea scurt de această dată, lovește în stativ, în suport. Continuă Cristi Dumitrache cu dublă eroare, mai are un băț în mână și două elemente roșii, unul albastru, unul albastru, unul roșu. Ratează Cristi, Giubi mai are două sticuri, Giubi. Să vedem, Giubi prea scurt, mai are unul la picioare. Aruncă! Și avem photo finish. Avem photo finish între Cristi Dumitrache și Andrei Boțoacă. Foarte frumoasă cursa. Primul photo finish al acestui meci, foarte frumos finalul la scorul de 6-1 în favoarea faimoșilor. Am analizat imaginile și prima coloană care se desprinde este cea albastră. În favoarea faimoșilor, punctul este al lui Cristian Dumitrache. Ți-am lecat aia, da. Dar știi de ce am zis că de grabă? Că aveai patru în mână, ai venit cu ele și el de-abia se ducea după ele. Știu cum eram așa, dar... Știu că și mie, eu vorbesc că fac eu asta. Gabi cu Ion, tu cu Ciprian. Nico, tu ești cu... Cătă. Cu Cătă și tu cu Arsine? Kiki. Cu Kiki. M-ai zis că m-ai, dar nu-i problemă, chiar nu mă interesează. Mirela, nu ești cu Mirela? Nu, n-am fost prima oară cu Mirela. De-aia v-am spus că o luam eu pe Arsine, dar așa că o să fie, asta e, nu-i problemă. Haideți, deci cu Kiki, nu? Și? Ce dacă o să mă fie? A fost o întrebare, nu că și... Păi nu, în sensul că gen și ce păi, contează cu cine să... Știu ce ai zis. Da, m-am spus că e mai rapidă decât hai mine și acum ce vrei să fac, să plâng. Asta hai e, trag de mine. Hai să vă zic niște lucruri. Informație completă. Că nu plăce mergem, nimeni. Exact. Mergem tot informația asta cât mai departe posibil.
indiferent de scor, noi ne luptăm pentru fiecare punct. Exact. Și așteptăm runda a treia. Ok? Da. 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 Al doilea meci al rundei secunde este al fetelor. 6 la 2 în favoarea faimoșilor în al șaselea joc de protecție. La start se află Mirela Spridon la faimoși și Iulia Aradi la războinici. Succes fetelor! 3, 2, 1... În prima rundă, Iulia Aradi a cedat în fața Cătălinei Șeicaru după mai multe erori în final. De cealaltă parte, Mirela Spridon a reușit să puncteze și să o învingă pe Mihaela Popescu. Mirela Spridon este antrenor personal de fitness. Avans pentru Iulia Aradi, o mică eroare la ieșirea din bazin pentru Mirela Spridon. Mirela, dintre fete, cred că a aruncat poate cel mai bine, oarecum la egalitate cu Cristina Constantinescu. Să vedem dacă Iulia Aradi a reușit să-și îmbunătățească felul în care aruncă, pentru că, dacă nu, sunt șanse mari ca Mirela să obțină a doua victorie consecutivă astăzi. Foarte bună Petra Seu, ca de obicei, campioană națională la 800, vicecampioană națională la 1500 de metri, Iulia Aradi, una dintre fetele care, în opinia mea, și-a depus candidatura deja la trofeul Exatlon la feminin. Începe Iulia Aradi, doboară o coloană, ajunge și Mirela Spridon, să vedem, de această dată o primă ratare pentru Mirela Spridon, două ratări, se mută în dreapta, ratează și Mirela își reglează până la urmă stilul, avem două elemente albastre care au căzut, trei în acest moment. Mai sunt patru la Mirela Spridon, care atinge coloana cu bățul, dar aceasta se încăpățânează și rămâne pe stativ. Mai avem două coloane albastre. Dă lung în acest moment Iulia Aradi, mai doboară o coloană între timp Mirela Spridon și încă una. Avem două coloane roșii și o coloană albastră. Ratează Iulia Aradi, să vedem, pleacă după bețe. O coloană roșie, o coloană albastră. Iulia Aradi cu noroc. Ce noroc pentru Iulia Aradi. 6 la 3 scorul în acest moment. Două victorii consecutive leagă războinici. Haideți, mă! Băi, deci punctul ăsta e leit ca ăla, Luana Stame, când a dat la frisbee și s-a întors de la și a căzut. Hai toată lumea aici, haideți! Haideți! Foarte bine ai fost. Ai văzut de bine ieșit în ori venit în apă? Da. Ai stat întinsă și singur ajungi cu mâinile acolo. Ideea e că piciorul nu ai pus bine picior. Nu, și m-am zgâriat în genunchi. Ia, lasă, să mai ai. Joc de protecție continuă. Scorul este 6 la 3 acum în favoarea faimoșilor. La start se află Ion Surdu și Gabriel Nedelcu. Succes! 3, 2, 1... Gabriel Nedelcu a pierdut în prima rundă. Ion Surdu a câștigat învingându-l pe Mihai Belar, care se află acum pe margine. Giubi este lângă Ion Surdu. Au condus cu 1-0 războinici. Au urmat 6 puncte consecutive pentru faimoși, după care războinici au reușit să lege 2 victorii și iată 6-3. În matematica jocului de protecție al 6-lea, vă spuneam, e un punct foarte important. Dacă reușește Gabriel Nedelcu să puncteze, ar fi extrem de important pentru războinici.
Un eventual punct al lui Ion Surdu va pune din nou o presiune teribilă pe Războinici. Începe Ion Surdu cu o ratare, începe și Gabriel Nedelcu. Nu e flexia care trebuie la Gabriel. Ratare după ratare la ambii băieți. Schimbă aruncarea Ion Surdu. Trebuie să împingă puțin mai mult când aruncă. Picioarele lui Gabriel Nedelcu sunt fixe în momentul aruncării. Dar deocamdată este egalitate. Avem 4 coloane roșii, 3 coloane roșii acum. Mai cade una, continuă Gabriel Nedelcu și încă una la Ion Surdu. 7-3, victorie clară a lui Ion Surdu. Nu s-a terminat nimic. Haideți aici, hai! Fix antrenament. Hai să sunt niște apă. Dă-ți niște apă pe față. Așa. Hai! Haideți aici, hai! Hai, Cristi, hai! Haideți toată lumea, da? Hai! În continuare, mergem în continuare. Haideți! Hai! Hai! 2, 3 și Războinicii! Bravo! De asta, el ne cădea ca mine, știi? Și ce-am bătut ăla. Dădeai în pricicănezi, nu mai zic. Bravo, băi, eu mine. Cătălina? Îți alunică puțin pe nisip aici și ți-l duce drept, ți-l duce bățul strâmba. Ți-i aici. Și când ai tendința să faci așa. A, cu degetul ăla, da. Și ți-l duce bățul în drept, știi? Și dacă ții mai bine și dă drumul, v-am plăcit de. Să ții de aici direct, fără să mai faci cu degetele ăla, să le mai îndoi. Haideți, mă! Trebuie să mă descarc. Descarc. Cosmin, ce mai are? Bine găbiți! Scorul momentului în al șaselea joc de protecție este 7-3 în favoarea faimoșilor. Se pregătesc acum de start două fete cu evoluții bune astăzi. Una dintre ele a câștigat, cealaltă a pierdut. Este vorba de Cătălina Șeicaru la Faimoși și de Nicoleta Luncă la Războinici. Succes, fetelor! 3, 2, 1... Spuneam evoluții bune, deși Nicoleta Luncă a pierdut în fața Cristinei Constantinescu, a aruncat bine Nicoleta. De cealaltă parte, Cătălina Șeicaru a adus un punct important echipei sale, învingând-o pe Iulia Aradi. Au avut multă răbdare în final, mai multă decât Iulia. Își pierde bandana pe drum Nicoleta Luncă. Ajunge la manetă, trage cu putere Nicoleta, trage și Cătălina. Se ridică mai rapid poarta Nicoletei Luncă. Prima în bazinul cu apa, al doilea la acestui traseu, Nicoleta Luncă a și ieșit deja. Spuneam, Nicoleta n-a aruncat rău. Să vedem cum o va face acum. A dat mai bine decât ea Vicky în runda precedentă. Este singura care aruncă de la umăr ca la handbal, normal datorită anilor jucați 7-1. Începe de tare, Nicoleta ratează odată, începe și Cătălina. Cad, iată, două coloane dintr-o dată. Oho, a dat drumul la aruncare. Nicoleta Luncă i-a scăpat un băț. M-a mai rămas cu o singură coloană, ratează Nicoleta. Problema genului acesta de aruncări este că dacă nu nimerești, ai mai mult de recuperat. Foarte calmă Nicoleta, aruncă și termină Nicoleta. 7-4, punct important reușit de Nicoleta Luncă. Ți-am zis, dă-o jos că nu are nimic, 2 minute cât ești pe trasă. Băi, dă-i bă la țintă. Mi-am pus aia în cap.
Și Alex mi-a zis, da, vezi că o să scadă, nu? Ți-am zis că aici nu, nu faci tu insolație un minut jumate sau un minut cât ești pe trasă. Sau lasă-mă. Lasă-mă. Măcar mine mă doare ceva. Adică am dat mai bine decât prima dată. Eu, sincer. Eu am dat foarte sperată, s-a fost oribil. Ele foarte tare, a dat în masă, au căzut două. Și-au căzut alea după. El nu le-a dat în ele. Măcar disperată și-a dat și-a dat și în ele. Ba, da, bine, nu poți să mergi cu mama, Andreea, după aia le-a lovit. Nu, nu, fata. Are o altă mișcare, a dat foarte bine. Ce... poți să zici că n-a dat. A avut noroc cu alea două, după aia a dat bine. N-a dat. Ți-am zis că avem o energie amândouă. Când aduci tu plâng și eu, dacă când aduci tu și tu. E o conexiune așa între noi. Jocul de protecție merge mai departe. 7 la 4 scorul momentului. Avans de 3 puncte pentru faimoși. Ciprian Mareș, short roșu, Cosmin Marin, short albastru. Succes! 3, 2, 1. Ambii atleți exatlon care se află acum pe traseu n-au reușit să puncteze în prima rundă. Se întoarce podețul, se strecoară ceva mai rapid Ciprian Mareș. Elementul care trebuie împins în apă. Destul de dificilă înaintarea în bazin. Se strecoară foarte bine iarăși Ciprian Mareș și vine în față. Cosmin Marin împinge și el steaua. Iese de sub stea Ciprian Mareș. Folosește ambele brațe. Trage cu ambele brațe și Cosmin Marin. Lângă el se află colegul său mai mare, Mihai Berard. De cealaltă parte, alături de Mareș, ca de obicei, Ion Surdu. Ion Surdu a decis, practic, să preia o parte din sarcinile lui Vladimir Drăghia. De cealaltă parte, la războinici, pot spune că sarcinile lui Gianni Chirița au fost distribuite. Se schimbă între ei pe traseu. Ne pregătim de final. Începe Ciprian Mareș. Să vedem, ratează odată Ciprian. Aruncare ciudată a lui Cosmin. E foarte greu de lovit așa, aproape imposibil, se precipită Cosmin, nu înțeleg de ce, aruncă în toate felurile posibile, până la urmă, cu noroc, Cosmin Marin doboară două elemente, reintră în poziție Ciprian Mareș, e foarte greu, n-are intensitate în lovitură Ciprian Mareș, Cosmin Marin din nou aruncă ciudat, e practic foarte greu să doboriată. Restul de aruncări sunt de succes. Și în acest moment mai avem două coloane albastre. Să vedem cum va arunca în continuare Cosmin Marin. Ciprian Mareș mai doboară o coloană. E foarte dificil pentru Cosmin Marin la ultimele două coloane, la cum a aruncat până acum. Să vedem ce va mai schimba Cosmin în acest final. Avem două coloane albastre și trei coloane roșii. Dă Cosmin Marin, ratează și Ciprian Mareș, mai doboară o coloană Cosmin Marin, prea înalt, dar e bună aruncarea! 7 la 5, se reduce diferența la 2 puncte, îmbrățișat Cosmin de Nicoleta Luncă. Dezamăgit Ciprian Mareș. Ia, nu, am vorbit să dea trei lovituri ale lui și dacă nu intră, să o dea ce-am zis noi. Să nu aibă nici el îndoieli. Dacă vroiai să arunci de sus, poți să trebuia să fie așa. Da, eu nu țin așa. I-am zis să încerci aruncarea lui, să fie lămurit, știi? Nu trebuie. Acum a văzut, s-a lămurit pe propria piele ca să lovitura. Ai avut noroc, îți zic sincer. Ai avut noroc că a ratat el. Cred că vreo 10 lovituri a ratat, tu ai ajuns în spatele lui. El a dat vreo 5 și n-a nimerit nimic. Ăsta este jocul, dar vezi că altă dată nu-ți mai dă jocul această șansă. Exact.
Înțelegi? Gata. A învățat și a învățat băiatul lecția, știe care e aruncătura. Mergem înainte, da? Bate aici. Așa. După punctul adus de Cosmin Marin, scorul devine 7-5 în favoarea faimoșilor. Nu cedează nici albaștri, nu cedează nici roșii. La start se află fetele Cristina Constantinescu și Mihaela Popescu. Succes! 3, 2, 1! Cristina Constantinescu a câștigat în prima rundă în fața Nicoletei Luncă. Mihaela Popescu a pierdut în prima rundă. Să vedem zona elementului din apă. Împinge mai bine Cristina Constantinescu. Cristina care a ajuns mai târziu aici la Exatlon România pe tărâm dominican. Evoluție din ce în ce mai bună de la zi la zi pentru Cristina Constantinescu. O fată foarte ambițioasă. Tot ambițioasă și Mihaela Popescu, care a trecut prin două dueluri trage. A pierdut acolo, cred că 2-3 secunde. A tras prea moale, n-a folosit mușchii spatelui. Tot corpul, practic, la fete trebuie să folosești tot corpul. Avans pentru Cristina Constantinescu. Ajunge Cristina, ultima porțiune pentru Mihaela Popescu. Să vedem, intră sub plasă Mihaela Popescu. Începe Cristina cu două ratări. A treia aruncare e bună, doboară o coloană. Încă o aruncare. Practic, toată munca de pe traseu s-a concretizat cu o coloană, trei doboară. Până acum începe și Mihaela. Pleacă după bețe Cristina. N-aruncă prea bine Mihaela, are și poziția picioarelor greșită. Dar până la urmă mai cade un element, ar trebui să fie piciorul stâng în față. Destul de complicat de aruncat așa. Patru elemente albastre, trei elemente roșii. Noroc pentru Cristina. A sărit ciudat bățul, dar a căzut elementul. Cristina Constantinescu este în fața celei de-a doua victorii consecutive și termină Cristina Constantinescu. Scorul devine 8-5. În favoarea faimoșilor, după o zi bună din nou a Cristinei Constantinescu, care celebrează. A ajuns tare. Și înaintea mea. Eu? Tu, Cristi, da, toate puncte. Și trei băieți, mai trebuie unul. Să plecăm pe ciunghi. Nu mă fac, băgați-vă. Băieți, la... La ei se știu băieții. Mihai, hai. La ei se știu băieții. Care vă simțiți mai în formă? La ei se știu băieții. Îl iau eu iar, Andrei și Ciprian. Îl iau eu iar pe Ciprian. Eu sunt față să le iau pe Ciprian. De aer rău. Eu îl iau pe Andrei și tu le iei pe Ion. Bun, eu pe Capi, Ion. Capi, vrei să intri? Da. Bă, eu nu prea mă simt bine. Băi, de intrat. Ai adus cu un film. Intri și te lu. Chiar îmi pare rău, nu a fost intenționat. Gabi, și n-am pierdut. Începe, prieteni, runda a treia în jocul de protecție. Scorul în acest moment, 8-5 în favoarea faimoșilor. La start se află pentru echipa roșie Andrei Boțoacă, iar pentru echipa albastră îl vedem pe Mihai Beran. Succes! Atenție! 3, 2, 1... Mihai Beran, a doua oară pe traseu, a pierdut odată astăzi. Andrei Boțoacă Giubi, cum îl strigă colegii de echipă și prietenii, are astăzi următorul bilanț, o victorie și o înfrângere. E de asemenea o cursă importantă în economia celui de-al șaselea joc de protecție. Ajung la manetă, în același timp urcă un pic mai rapid Mihai Beran. Spuneam că e foarte importantă. De ce? Dacă se face 8-6, războinicii rămân în joc. La un 9-5 pare greu de revenit pentru echipa albastră, dar nu imposibil, căci aici la Exatlon am văzut nenumărate situații care cu greu puteau fi prevăzute. Giubi aruncă primul și ratează, își ia bețele și Mihai Berar doboară și el o coloană, două coloane Mihai Berar, două coloane Giubi.
dă prea încet Mihai Berard. Să vedem, iată, momentul dificil pentru Mihai este acum când ajunge la ultimele trei, care sunt mai la distanță. Giubi reintră în poziție, se așează bine, mai doboară o coloană, mână foarte bună pentru Giubi. Îi scapă stick-ul lui Mihai Berard, care dă senzația că se enervează. Aruncă ciudat Mihai, că nu înțeleg de ce nu aruncă el ca la handball, pentru că de multe ori lucrurile au mers ok. Iată, mai doboară o coloană, două albastre, una roșie. Giubi aruncă și doboară Giubi. 9-5 în favoarea faimoșilor. Cristi și Alex. Da, se poate recupera. Trei meci. Dar mai pierzi unul aici, mă. Nu, mai las. Hai să nu mai gândim așa. Mie îmi pare rău că n-am adus două puncte. Uite. E imposibil, mă, n-ai ce să mai faci. Nu e adevărat. Nu mi-a fost lovitura. Nu. La astea nu te-ai dus destul de jos și te-ai oprit unul. Da. Că ai nisipă în păr. Ah. În schimb? Cu cine cădă? În schimb, eu nu tras lung, pe tras lung și el o așteptam cu foarte. Asta că te spune. Tragi lung. El o tras până la jumătate și l-a dat și-o pe topogană de lângă. Trage puțin mai greu în partea aia. Hai, tata! Hai, tata! Hai, tata, ești tot! Hai, de fiți aici! 9-5, scorul în favoarea faimoșilor. Fetele sunt la start pentru a treia oară. Le vom vedea pe Cătălina Șeicaru și pe Nicoleta Luncă. Succes! 3, 2, 1. O înfrângere și o victorie este palmaresul zilei pentru ambele atlete. Exatlonul amănunt important astăzi. Nicoleta Luncă a învins-o pe Cătălina Șeicaru. Să vedem dacă o mai face încă o dată și îi va ține pe războinici în viață sau Cătălina Șeicaru va aduce punctul decisiv pentru echipa roșie. Iese prima Nicoleta Luncă, iese și Cătălina Șeicaru. Mic avans pentru Nicoleta Luncă, trage cu putere Nicoleta, trage cu putere și Cătălina Șeicaru. Să vedem, se aruncă pe topogan. Longează, prima se ridică Nicoleta, se ridică și Cătălina, din nou Ion Surdu lângă cu echipiera sa. De cealaltă parte, Alex Stoica, cel care a adus primul punct pentru războinici astăzi, este lângă Nicoleta Luncă. Nicoleta ajunge prima la bețe și începe să arunce, cade prima coloană, urmează ratare. Să vedem încă la tare pentru Nicoleta. Se încăpățânează să dea la coloana din spate Nicoleta. Cum vine la cea din față. Mână bună pentru Nicoleta. Mai sunt două coloane acolo. Trei coloane roșii, două coloane albastre. Pic mai mult de alergat are Nicoleta pentru că aruncarea din handball în primă forță mare bățului. Să vedem, ratează. O aruncare de maestră a Nicoletei Luncă, două coloane zboară, rămân în joc războinicii, 9-6 în jocul de protecție la finele săptămânii a 8-a. Ai fost foarte bine, da, bine, ele doar 1-2 ți-au alunecat puțin, ai auzit, e bine că ai ascultat după să nu le mai rotești, nu te grăbi, ai fost foarte bine. 9-6 mai un punct, oare. Ești bine, nu, suntem bine, deci suntem bine. Suntem bine, că tot aici niște când a fost. Nu ne punem greu presiune. Nu mai e bine. Păi arunca bine. E bine așa. Faptul că ea aruncă așa și are bulana, asta e partea toată. De aici ea nu știe, e singura de tot. E singura dintre toți care aruncă de sus cu asta. E dilemă. Așa trebuia să dăm toți de la început, de sus. Bravo. Lasă și că mergem de sus. Eu am zis. Dar am ascultat de voi. Bravo. Asta e, mergem, mergem mai departe. Tu știi cât îmi doream punctul ăsta? Ți-am zis, faci pe ce știi tu. Nu vreau mă să plece nimeni de aici.